Ei, salut și bine ați revenit! Tâmpenii din Legea Armelor, partea a doua. Prima tâmpenie, voi prezenta trei. Prima tâmpenie este că ai voie să porți pistolul cu glonț în locuri aglomerate, în săli de sport, la activități sportive. Nu ai voie să porți pistolul cu destinația autoapărare. Care-i logica? Pe ambele ai dreptul să le folosești în aceleași trei condiții. Legitima apărare, stare de necesitate, poligon autorizat. De ce nu ai voie cu pistolul cu bilă de cauciuc, dar ai voie cu pistolul cu glonț? O să răspundeți voi, specialiștii. Păi da, domne, că cine are voie pistol cu glonț? Nu! Chiar dacă pistolul cu glonț cu destinația apărare pază se dă doar unor categorii de cetățeni, da, care ocupă anumite funcții, polițiști, jandari, militari, procurori, magistrați, deputați, demnitari, persoane ce ocupă o funcție ce implică exercițiul autorității publice, persoane incluse într-un program de protecție a martorilor, da? Hai să spunem că eliminăm pe ultimii trei, aia cu martori. Dar argumentul ăsta, da, domne, dar aia că pistol cu glonță, ești tu să-l folosească. Mă cam îndoiesc. Inclusiv mulți dintre voi habar n-aveți cum să folosiți un pistol. Unii am auzit că nu știu nici măcar să demonteze un Glock. Nu vreau să-i incriminez, nu vreau să-i acuz, să-i judec, dar când lucrez la arme și muniții, e oarecum imperios necesar, bă, să știu și eu măcar 5 arme. Să știu. În fine, trecem peste. Deci, de ce diferențierea asta? La pistolul cu glonț de apărare pază, da? Am voie să merg în locuri aglomerate, da? Am voie să mă duc în săl de spectacol, am voie să mă duc pe stadion, la adunări, la activități sportive, competiții sportive, deși pot să-l folosesc în aceleași condiții ca și pe ăla cu destinația autoapărare. Pe când pe ăla de autoapărare, nu am voie să-l folosesc nici în locurile aglomerate, stadioane, săle, etc. Și nici în locurile prevăzute 3-4-2 alineatul 1 cod penal. Alineatul 4, cer scuze, cod penal. Da? Sediul instituțiilor publice, sediul autorităților publice, sediul altor persoane juridice de interes public și în locurile unde se desfășoară proces electoral. Care e diferența? Dacă stăm să o gândim logic un pic, e mai periculos să stai cu glonț, pentru că bila de cauciuc are șanse întind să cred spre minimum ca să iasă din corp, pe când glonțul poate ieși din corpul cuiva dacă lovești în zonă moale, de exemplu în abdomen, fără să atingi os, da, oasele, și mai ales dacă folosești munție full metal jacket. Dar, din punctul meu de vedere, ar trebui și aia care dețin arme cu destinația autoapărare să le poată purta și folosi, dar mai ales purta, în aceleași locuri precum cei care dețin pe apărare pază. De ce? Pentru că scopul pentru care sunt deținute este același. Autoapărare, da? Condițiile în care ele se pot folosi sunt aceleași trei. Legitimă, stare de necesitate și poligon. Dar în public vorbim de legitimă și stare. Deci, e o prostie. A doua tâmpenie din legea armelor este faptul că un vânător sau un sportiv de tir, da, poate deține armă letală cu glonț, carabină, da? Exemplu cel mai elocvent și cel mai des dat de mine este următor. Un vânător are dreptul să-și ia carabină cu glonț. Să zicem că își cumpără 300 Winmag sau 338 la Pua Magnum. Ok? Cât timp nu depășește la gura țevii 10.000 de juli. Așa, muniție de 9.999 de juli. 10.000 de juli. Bun. La gura țevii. Dar nu-i dai voie, deci îi dai permis pe B, port și folosire, dar nu-i dai dreptul să dețină armă scurtă. Care e explicația? Nu știu. Care bănuiesc că este explicația? Păi da, domne, dar
pistolul cu glonț poate să-l ascundă, e mult mai periculos. Poate să intre în magazin fără să, într-o bancă în asta și nu-ți dai seama. Pe când na, o pușcă, a, mulțumesc dacă asta era explicația. Mă simt mult mai bine știind că nenorocitul nu mă poate ucide de aproape, dar mă poate ucide de la 3 km. Da, te simți mult în siguranță și eventual de pe un munte pe altul. Da? Dacă între distanța între munți, să spunem că e, nu știu, 1 km, 2-3 km. Da? Condiții ideale, bum, mi-a dat-o, nici nu știu de unde vine. Că prima dată lovește glonțul, după aia vine sunetul. Că rămâne enormă, că glonțul e supersonic. Deci, îi dai permis de armă letală, dar îi dai drept să-și cumpere o armă cu care poate ucide de la o distanțe foarte mari, dar nu îi dai drept să dețină o armă scurtă, cu care poate ucide, nu că ăsta ar fi scopul, dar cu care poți ucide de la distanțe mici. Deci e mai bine să, dacă dai de vreun psihopat, e mai bine ca ăla să te ucidă de la o distanță mică, da? Decât să te ucidă de la o distanță mare. Da. E mai bine așa, nu? Sau invers, nu e bine. Deci, vedeți cât de mult strică treaba destinația armelor. Este o imbecilitate. Un sportiv de tir care deține carabină cu glonț, să spunem 338 la Pua Magnum, 300 Winchester, da? Magnum. Ăla se antrenează să-ți lovească moneda de 50 de bani de la 1 km, 2 km, 1 km jumate, 2 km jumate, în funcție de posibilitățile oferite de poligon. Iar tu, stat, prin lege, nu-i dai dreptul să dețină pistol cu glonț. Nu. E periculos. Nu. Da, în schimb, îți dau voie să deții o armă cu care, după antrenamente, poți lovi o țintă de la 2 km, să zicem. Adică eu sincer mă simt mult mai în siguranță sau mai simți mult mai în siguranță într-un astfel de scenariu. Deci vedeți, lucrurile nu au logică. La noi în legislația armelor din România nu toate lucrurile au logică. Și a treia, cea mai mare problemă, tâmpenie de fapt, este că din 2018, în fapt, de când s-a modificat legea, până în 2015, mi se pare, a fost introdusă obligația de efectuat sau și de când a fost introdusă obligația de a face cursul de arme. Odată cu modificarea normelor de aplicare a legii în 2018, acel HG11 pe 2018, da? S-a instituit obligația de a efectua cursul de instruire teoretică și practică pe linia armelor și muniților, inclusiv pentru personalul care la muncă poartă, cară, plimbă zi după zi, toată ziua după ei, pistol, armă de foc letală. Deci, polițistul care poartă la muncă toată viața lui, toată cariera lui, a purtat armă, a tras cu armă, a tras după hoți, s-a antrenat în poligoane, a făcut trageri la muncă, da? Ăla, să zicem că îți mănâncă armament pe pâine, în special un jandarm sau un meapenist, da? Care trag mult mai des decât polițiștii, da? Și pe ăștia îi obligi să facă un curs pe linia armelor și muniților. Un curs unde cel care predă, formatorul, în multe cazuri, din ce am înțeles, este un pensionar amărât, senil câteodată, da? Din MAI, din MAPN. Ce poate omul ăla? E posibil ca mulți dintre acești formatori, acești falși profesori, să le spun așa, să nu fi lucrat niciodată în viața lor cu arme de foc. Au lucrat, eu știu, pe la administrativ sau au fost ofițeri de servici sau eu știu ce rahat au făcut în cariera lor în MAI sau în armată. Și vine și îi predă luptătorului de la SAS sau luptătorului din FOS. Sau îi vine și îi predă unuia care în ultimii 5 ani sau 10 ani de zile a făcut Irak, Afganistan, Siria, misiune, a fost contractor sau a fost în MAPN, trimis pe acolo. Da? Poate unii chiar împușcați cu colegi explodați, au călcat pe mine și au explodat în fața lor.
da, sfârtecați, și vine moșulică și să-i explice ce. Ce înseamnă muniție sau ce, cum să faci, ce înseamnă uz de armă și cum se trage cu arma. Hai, aspectele legale pe 295 nu contest, dar chiar și așa, militarul ăla, polițistul ăla, jandarmul, luptătorul de la Mascați, de la SAS, sau luptătorul din forțele de operații, cum se spune, operații, FOS, trupele speciale ale poliției sau ale MAPN-ului, da? Ăia știu armament, mănâncă armament pe pâine. Și ce să-i înveți pe ea? Dar aberația este că oameni, funcționari publici ai statului, care sunt dotați la muncă cu armament letal, care se pregătesc, se antrenează cu el, sunt obligați să facă același curs împreună cu un civil, un puștan de 18 ani sau de 19 ani, care odată devenit major, da, se duce să facă acel curs pentru că vrea să-și ia armă de foc. Da? Deci una este când vine, când ai de-a face cu cineva care are experiență în domeniul ăsta, și alta e când vii și ai de-a face cu un neofit. Pentru cei care nu știu ce înseamnă neofit, dați-i o căutare pe Dex, pe Google, că nu este o jignire. Da? Ce poate moșulică ăla să-l învețe pe ăla de la Mascați? Sau să-l învețe pe ăla de la MAPN? Sau să învețe un polițist? Dau un exemplu. Un polițist care este și instructor de tragere în poligonul MAI sau un poligon la ei, la miliția acolo, la armată, la MAI, scuze. Și efectiv, ce poate să-l învețe pe ăla? Ăla știe și 295, și legea 17, și regulamente interne, și cum să desface cu ochii închiși orice armă pe care o are el acolo, și mai de toate. Așa că, efectiv, care e logica? De ce? Eu singura logică pe care o văd este că cineva a avut interes să pape niște bănuți. Asta tot. Mai mult, apare o problemă la cursurile de arme. Lucrătorii arme și muniții din cadrul IPJ-ului vin și formulează întrebările pentru examenul de final. Moșulică, soldățică, pensionică din armată sau miliție, vine și predă. Se implică sau nu se implică. Vine și le predă cursanților. La final, nu contează ce le-a predat el. Să spunem că le predă bine. La final, apare următoarea problemă. Cei de la arme și muniții fac întrebările pentru test. Ăia nu sunt formatori. Ăia, mulți dintre ei, nu au modul pedagogic. Oamenii habar nu au să facă niște întrebări. Din ce am înțeles de la mai multe societăți care au avut un oarecare clinci cu lucrătorii ASP, problema a fost în felul următor. Întrebările cuprindeau chichițe. În loc să pună întrebări din domeniul utile, folositoare viitorului deținător de armă. Adică, ce ești tu? Ce vrei să-ți iei? Pe apărare, pază. Bun. Ce trebuie să te intereseze pe tine? Câtă muniție ai voie să deții? Unde ai voie să porți arma și unde nu ai voie? Unde, în ce condiții ai dreptul să o folosești? Cum trebuie să o porți? În ce condiții obții? A, mai puțin. Care sunt condițiile de deținere? Da? Eventual, 2-3 sancțiuni, fapte contravenționale. Da, domnule, dacă faci asta, ce se întâmplă, ce constituie și nu știu ce. Nu cât e amenda. Că nu-l interesează pe ăla cât e amenda pe deținător. Că el oricum o să afle dacă va călca pe bec. Va afla cât e amenda din procesul verbal de contravenție. Nu e treaba lui să știe, nu este treaba deținătorului de armă să știe cât e amenda. E treaba polițistului care îl sancționează. Dar la vânător, domne, câtă muniție ai voie să deții? În ce condiții? Lucrurile astea utile. Nu chichițe din lege, domne, îl întreb de armurier. Bă, lasă să face armurier. Deci vedeți, aici iarăși este o problemă. Dar revenim la ideea noastră. Astea au fost trei alte tâmpenii din legea armelor. Sunt sigur că v-au plăcut, sunt sigur că mulți dintre voi îmi dați dreptate pentru că ideile astea le-am de la câțiva dintre dumneavoastră. Iarăși mi se pare, deci repet, trăgând linie, în concluzie,
mi se par niște aberații imense. Deci, celui cu pistol, cu glonț, pe apărare, pază, îi dai voie să... Bine, care e prost, o să înțeleagă, a, ia gata, hai să restricționăm și pentru apărare, pază. Nu, invers, scoate restricțiile de la bilă de cauciuc, de la autoapărare. Aia este soluția. Nu să restricționezi. Pentru că, întrebarea mea este următoarea. Ce faci în situația în care, da, să spunem, un polițist, da, un lucrător MEI, un angajat al statului, îi restricționezi dreptul să intre, să poarte pistol în locurile aglomerate. Ceea ce înseamnă mai, nu mai are voie să poarte nicăieri. Ceea ce e o aberație, dar trecem peste, da? Bun, n-are voie să-l poarte într-un magazin, într-un mall, de exemplu, da? Bun. De ce? Că ai dat o lege. În acel mall se află polițistul nostru fără armă, pentru că a trebuit să o lase acasă, că știa dinainte unde va merge, și are loc o vătămare, o luare de ostate, și unul taie pe altul cuțitul. Și al nostru nu poate să intervină. Ar fi tras, ar fi fost în situația în care putea să tragă, să ne imaginăm că avea și loc liber, da? Folosea munții hollow point. Lume nu era în jur, se ferau toți și îl împușca pe atacator, dacă ar fi avut arma la el. Dar n-a avut arma la el. De ce? Că legea, făcută prost, gândită cu capul penisului, spune, n-ai voie să porți în locuri aglomerate, n-ai voie să porți în mod. Și a nostru polițist să gândește, stai mă, că 360 mă obligă să intervin, dar cum să intervin, că sunt cu mâinile goale, nu mă pricep, nu m-am antrenat, așa, cu arma era ușor, că îl pușcam de la o distanță mai mare, nu trebuia să ajung în raza lui de contact. Ei bine, și iată cum, de la o simplă prevedere care putea fi evitată, se dă naștere unei situații mult mai complexe. Care era soluția? Că, sau care este soluția? Eliminarea acelor restricții din legea armelor. Hai să ne lăsăm ghidați doar de codul penal. Unde nu ai voie să porți arma letală sau neletală destinată supusă autorizării, îmi cer scuze. Păi, în locurile alea. Atunci doar alea să rămână. Și încă o chestie, temă pentru acasă, în special pentru DASP, că știu că se uită și băieții la filmulețele mele. Ce înseamnă, mă, băieți? Loc aglomerat. Ce înțelegeți voi prin loc aglomerat? Dar dacă vreți să-mi dați un răspuns, dați un răspuns pertinent, complet. Nu că, domnule, scrie nu știu unde și nu știu cum. Sunt sigur că nu o să știți. Ce densitate de populație înseamnă aglomerat? Pentru ca un deținător de autoapărare, de bilă de cauciuc, să nu poată merge acolo, să nu se poată afla cu pistola asupra sa. A? Și voi, restul, cei care priviți. Dacă voi găsiți definiția locului aglomerat, sau ce înseamnă aglomerat, câte persoane trebuie să fie, pe ce suprafață, ce densitate de persoane, pe nu știu ce suprafață trebuie să existe, da? Ca să putem considera un loc aglomerat sau neaglomerat, vă rog să-mi scrieți un mesaj privat pe pagina de Facebook. Dar până atunci, astea au fost celelalte trei tâmpenii identificate de mine, pe care, într-un final, am decis să le materializez într-un filmuleț. Mulțumesc foarte mult pentru atenție, Broadhead am fost eu și până data viitoare, citiți legea armelor, citiți normele de aplicare, știu că sunt foarte multe imbecilități în ea. Dacă ar fi după mine, cred că aș face undeva, m-aș rezuma la 10 pagini pentru toată lumea, aș simplifica-o maximum, astfel încât să fie utilă, facilă, accesibilă cât mai multor oameni, ușor de înțeles. Bine, nu 10 pagini, am exagerat. Dar, oricum, eu aș gândi-o în așa fel încât multă lume să aibă drept, foarte multă lume să aibă dreptul la armă de foc. Aș înăspri, în schimb, pedepsele pentru folosirea armelor de foc în mod ilegal. Pentru că mi se pare cea mai bună idee. Decât să fuți legea pentru toată lumea, mai bine o lași permisivă pentru toți, pentru că cei care încalcă legea cu bună știință, da, și o încalcă în detrimentul celor corecți, legea trebuie să-i favorizeze pe cei corecți, nu pe cei incorecți, pe cei care o încalcă, ci pe cei care o respectă. Drept urmare, cei care respectă legea ar trebui să aibă mai multă putere în situația în care sunt vătămați de către cei care încalcă legea. Da? Deci legea trebuie să fie permisivă, foarte multă lume să aibă dreptul de a-și cumpăra și de a deține și de a folosi arme de foc, da, în condiții legale, iar în momentul în care altcineva încalcă legea, da, să se respecte cu strictețe și legea să protejeze în mod vizibil pe cel care a făcut uz de armă pentru a se apăra împotriva primului, împotriva atacatorului. Da, mulțumesc foarte mult pentru atenție. Încă o dată spun, Broadheader am fost eu.
Acesta a fost materialul, sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, dacă nu v-a plăcut, chiar aș aprecia să-mi dați, sau dacă mai aveți sugestii, scrieți-mi-le într-un mesaj privat pe pagina de Facebook Broadheader, și în funcție de cât de pertinente și cât de interesante, utile și de posibilitățile mele, da, le voi ține cont de ele și într-un viitor apropiat sau îndepărtat le voi materializa. Doamne ajută, numai bine, respectați legea armelor și munițiilor, bună rea, așa cum este ea. Încercați să respectați pe cât posibil tot ce spune acolo, astfel încât să nu cădeți în abatere. Sunt instructor de tragere, nu pot să instig lumea la a încălca legea, da? Mai ales public. Da? Instig lumea la respectarea legii, astfel încât, sper eu, în România, poate prin mine sau poate prin voi ceilalți, se va schimba ceva în bine, poate chiar ceva mai mult în ceea ce privește regimul armelor și munițelor. Doamne ajută, numai bine! Ceau!